administrativă, ci ea decurge din sistemul de finanțare. S-au stabilit norme de cost pe elev, iar dascălii vor fi plătiți din banii pe care îi încasează. Spre exemplu, pentru oraș la gimnaziu, 2857 de lei de elev pe an, iar în mediul rural, 3494 de lei pe an. Din acești bani, dascălii își încasează salariile, sporuri.